Salut! Eu sunt Violet și te invit să meșteșugărim împreună. Dacă încă nu ești abonat la canalul meu, nu uita să apeși pe butonul roșu de sub acest videoclip și să dai un like dacă îți plac astfel de videouri. Astăzi vă invit să vă arăt din nou ce am în proces în luna august și cred că și septembrie, pentru că în momentul în care am început să filmez acest videoclip mi-am dat seama că am început foarte multe obiecte de tricotat și croșetat. Și atunci am zis că cred eu că nu o să reușesc să le termin în august pe toate. De aceea nu cred că o să mai scot alt videoclip în septembrie cu procesele, pentru că o să am destule de terminat. Printre aceste procese mai am unul de care am uitat, dar o să vă inserez la sfârșit o imagine. Am făcut într-o seară o pălăriuță pentru finuța mea și am apucat să filmez doar 2-3 secunde, că a trebuit să-i o dau, pentru că e vară și e cald și are nevoie de ea. În rest, o să mutăm camera mai aproape și să vă arăt cu ce mi ocupă timpul în această lună și în luna care va urma. Haideți cu mine! O să încep să vă arăt procesele lunii august de la proiectul meu preferat. Este acest top, mă rog, bluziță, plovăraș, cum să ziceți, cu mânecă scurtă, pe care eu îl tricotez cumva de-a întregul. O să-i fac o cusătură aici la spate, între mânecă și spate. Pentru acest plovăraș am folosit, de fapt, acele papiote ombre de la Katia, pe care le-am cumpărat din Grecia. Vezi că m-am aici mai multe etichete, deci 4 culori. Am decis să... De fapt, scuze, sunt 6 culori. Am decis să încep de la cea mai deschisă și să continui, cu una și mai închisă. Având în compoziție lână, mă gândesc că el o să se mai lungească puțin la spălat și... De-aia nu fac griji dacă o să-mi iasă prea scurt. Eu am folosit strict papiotele pe care le-am avut eu în dotare, ca să zic așa. Ce pot să vă spun despre această lână sau fir? Îmi place foarte mult, s-a tricotat foarte ușor. Eu chestia asta am făcut-o practic în vreo oră sau două. Cred că vreo 2 ore mi-a luat. Cam așa, 2 ore, 2 ore și jumătate, cred. Și mai am o singură papiotă. Dacă mă forțez în timp ce rulează, cred că Game of Thrones, sigur o termin. Și abia aștept să o port. Chiar am o geacă din piele roșie sub care o să fie perfectă această bluziță. Abia aștept. În cameră se vede mult mai deschise nuanțele. Nu este aici rozul ăsta atât de puternic, e mai potolit. De fapt nu e roz, e un coral, așa. Dar în mare mi-a plăcut foarte mult și dacă le-aș găsi la noi pe piață, cu siguranță le-aș mai cumpăra. Să vedem cum e și la purtare. Nu pare să facă. Mie mi se pare că ar face scame sau ar... Da, un păr de pisică pe ea. Bineînțeles, ce aș putea să am eu pe plovărașe decât păr de pisică. Da, cam asta ar fi cu primul proiect și cel mai îndrăgit dintre toate. Al doilea proiect la care lucrez eu în luna august este acesta, cu fire tot de la Katia, tot cele cumpărate din Grecia, Spring Rainbow. Deci cam astea sunt. Sinceră să fiu, am început să fac mânecile prima dată pentru că nu știu pentru... Am doar 2 papiote și nu știu pentru ce îmi vor ajunge, dacă ajung pentru un pulovăraș sau bluziță sau o rochiță, nu știu. Vedem, eu fac mânecile și după aia încep de
din partea de sus, de la gât și o tricotez în jos și încât cât o să fie de lungă, atât o să fie. Chit că o să fie tunică, chit că rochiță. Mi-aș dori foarte mult să-mi iasă rochița. Dar am fost foarte încântată. Știți foarte bine din videoclipul meu cu holul din Grecia, am fost super încântată de această ață și culorile și tot. Până am început să tricotez cu ea. Foarte frumos aici, mamă, ce mi-a plăcut mie acest model pe care l-am găsit și hai să-l tricotez așa, până am ajuns aici, unde se face acest degrade, se trece dintr-o culoare în alta, ca să văd ce, domnilor și doamnelor, că aceste degradeuri sunt unite unul de altul cu noduri. Cum poți să faci așa ceva? Cum poți să faci așa ceva? Dragă Katia, este dragă Katia din Barcelona, Spania. Nu m-am așteptat la prețul pe care l-am dat pentru ața asta. Să-mi dai asta? Da. Nu știu, sper să nu se vadă pe față, este și ața foarte subțire și de multe ori la ața subțire aceste noduri sunt exagerat de vizibile. Am să o calc puțin, văd că scrie că ar putea fi călcată, dar nu scrie la câte grade. De fapt nu, la numărul 1, scuze. Da, un punctuleț înseamnă nivelul 1 la firul de călcat, 2, nivelul 2 și tot așa mai departe. Și vedem ce iese. Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu când am început, mamă, foarte entuziasmată, pac, 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 făceam mâinecile în paralel. A mers foarte repede până am ajuns aici, la schimbatul de culoare. Și bucățele astea am reușit să le fac aseară. Și m-am oprit, pentru că m-a dezamăgit foarte mult. M-a dezamăgit și m-a desumflat această ață și chiar găsisem, am înțeles că au reprezentanță la Brașov și găsisem acest rainbow pe nuanțe de albastru cu verde. Foarte mișto, deci mi s-a părut foarte mișto. Dar când am ajuns la nodul ăsta, am zis că nu. Nu, nu mai cumpăr pentru că mi se pare, da, într-adevăr, este foarte frumoasă și așa, dar acele noduri mă dezamăgesc profund. Pentru prețul pentru care l-au aceste papiote, mă dezamăgesc că m-au dezamăgit foarte mult. Da, nu am ce să mai spun. Un alt proiect la care lucrez și este vorba de o ață care m-a surprins plăcut. Sincer, eu nu m-am așteptat, este vorba despre iarna Art Summer. Are un când o pipăi, ai senzația că este acril 100%. Nu este, este viscoză combinată cu coton, dacă nu mă înșel, nu am eticheta acum, dar puteți să intrați pe net și să vedeți ce compoziție are iarna Art Summer ăsta. În schimb, am început să fac, aveam iarăși doar două papiote și am decis să fac un top, să văd prima dată cum se comportă ăsta la purtat, pentru că n-aș vrea să investesc în ață să fac nu știu ce plovări și după aia să nu-mi placă. Deocamdată, da, nu atrageți atenția la denivelările astea, când o să se spele toată chestia asta, o să se întindă frumos. Am început topul să-l fac din spate, mă rog, spatele și fața o să fie la fel, e indiferent și continui și fac și în continuare și fața, da, nu fac cusături la umeri, eu tricotez în continuare, vedeți, până o să ajung că fac acum majorări, adăugiri de ochiuri aici și o să, la un moment dat când o să ajung la numărul de ochiuri de care am eu nevoie, o să îmbin părțile astea două și o să continui cu un singur rând. Da, apropo, uite, o șmecherie foarte, foarte tare. Am văzut-o la o rusoaică pe blog, că ea tricotează părțile, de altfel cum am făcut și la mânecile de la celălalt galben. Scuze, aici îmi pierd ochiurile. Sunt pe aceeași Andreea, știți, și le, nu știu dacă vă înțelegeți acum, dar cred că o să vă arăt eu un alt videoclip, că acum am rămas pe undeva pe aici, nu știu de ce n-am terminat rândul și mi-e frică să nu pierd ochiurile pe drum pe aici. Cu o singură pereche de andrele se lucrează în paralel, toată șmecheria fiind că folosiți două gheme, începând de aici, da?
de aici, mai luați alt gem și mergeți cu ochiurile, cu rândurile așa, știți? Pac, până aici ați lăsat firul deoparte și luați pe ăsta de aici și continuați iarăși, vă întorceți înapoi, lăsați, continuați cu ăsta și atunci vă ies părțile, nu mai stați să numărați rândurile, nu mai stați, este mult mai simplu. Mie mi se pare foarte simplu și chiar foarte bună ideea asta. M-a plăcut foarte mult și am zis că hai să încerc și eu și am început aici să fac la fel și la cele galbene la fel. Prin urmare, ce pot să vă spun despre iarna asta, summer, în concluzie și prin urmare, da? Că m-a surprins plăcut până acum. Se tricotează foarte ușor, chiar îmi place. Asta sunt în pline proiecte. Știți că, iarăși, din Grecia cumpărasem eu, nu vă dați seama aici ce e asta, sunt niște mâineci, de fapt. Uite, o să le întind așa ca să vă dați seama. Cumpărasem acest limone de la, nu știu, ceva nemțesc, 100% bumbac. Și până la urmă, nu știți că vă spuneam că nu am idee ce să fac cu el, până la urmă m-am gândit eu așa, fac mâinecile, după aia văd cât ață îmi rămâne și mi-a rămas fix o papiotă, aveam cred că 4 papiote, dacă nu mă înșel, da, cam 4 papiote de 50 de grame. Și după ce am făcut mâinecele, mi-a rămas o papiotă și mă gândeam să fac cu croșeta spatele și să fac o rochiță combinată cu stofă, adică partea rochiței să fie din stofă cu partea din spate croșetată, cât o să-mi iasă acolo un pătrățel, un dreptunghi, ceva, și restul stofă crem, o rochiță în clin, să vedem. Să vedem ce o să iasă. Deocamdată eu am terminat mâinecile de făcut și încerc să găsesc un model frumos pentru spate, ceva cu model cu croșeta pentru spate. Sper să iasă ceva drăguț. Ața, na, 100% bumbac, nu am ce să-i reproșez. S-a tricotat iarăși super repede, super ușor. Cam asta. Asta aș putea să vă spun. I-am făcut așa, am încercat eu să fac niște găurele pe mână ca să nu îmi las chiar foarte simplu așa un model cu niște găurele. Acum să vedem. Să vedem ce o să iasă. Deocamdată am lăsat un standby pentru că am o comandă și trebuie, o să vă arăt eu imediat și despre ce este vorba. Știți filmulețul cu rochița gri croșetată unde am făcut o comparație între Yarnart Flavia și Yarnart Violet, da. E, și am o prietenă care a văzut rochița și a plăcut foarte mult și uitați ce fac acum, este o rochiță portocalie, nu e roșie, este portocalie, pe care o fac din tot cu croșeta după modelul celei gri. Și asta eu o fac cu alize Silk Effect Diva. De ce am ales asta? Din cauza culorii. Așa a vrut domnișoara culoarea asta portocalie. Și vreau să vă spun că da, m-a surprins plăcut. Am croșetat-o foarte rapid, ca să fiu sinceră. Mi-a plăcut foarte mult ce am făcut până acum. Iarăși s-a tricotat foarte repede chestia asta. Eu am început mai multe proiecte, nu știu, mă tot plictiseam de ață și hai să încerc și alta, hai să încep și alta, hai să văd cum se comportă și alta și uite că am început așa să fac 7000 de chestii luna asta pe care sper să le și termin, că na, sunt proiecte mai mari și de durată și na, cam asta. Da, multe, multe, multe proiecte. Mai am încă unul. Este vorba de, nu știu ce o să fie, eu am început să lucrez partea de sus, am doar papiota asta și m-am gândit că iarăși o să fac o combinație partea de sus croșetată, partea de jos din stofă, din această ață, dacă nu mă înșel este din Croația, ceva, producția din Croația. Și asta se croșetează foarte ușor, dar merge mai greu pentru că încerc să și filmez periodic
fragmente de cum se face chestia asta și vă spun de ce. Odată o fac asta pentru mine, că vreau să îmi rămână ca și reper și a doua vreau să vă fac și un video pe viitor cu etapele croșeterii acestei rochițe, nu știu, să vedem ce o să iasă. Încerc și eu un format mai diferit de clipuri video. Voi îmi spuneți dacă vă place sau nu. Și încă unul, care e ultimul de fapt, pe care tot de mult îl gândesc, îl analizez, vreau să văd ce fac, stați că mi s-au... De-aia mă scot din minți aceste andrele cu lesă, pentru că lesa asta, Doamne, de-ar sta măcar într-un anumit fel, ar fi super. Am început o rochiță din e partea de sus, asta. Asta o să vină pe mâine, că mi-a plăcut foarte mult modelul pe care l-am folosit la mânecile alea galbene din care vi le-am arătat mai devreme și am decis să folosesc și la rochița asta și asta o să fie mâine, că asta o să fie fața. Fața simplă cu ochiuri tricotate doar pe față, iar pe mâine că o să avem acest model, nu știu, pletitură, nu știu cum să zic, invenție. Acum testez Yarn Art Etamin, care este 100% acril, v-am arătat-o în coluri, am cumpărat-o special pentru rochiță și mi-am dat seama că fiind 100% acril, eu când am cumpărat, sincer, nu am atras atenția la acest detaliu și foarte rău. Eu am luat niște ață albă ca să fac o rochiță de vară, dar fiind acril, eu nu pot să port vara acril, v-am mai spus asta. Și pentru că transpir în el și ține cald și atunci am hotărât să încep să fac o rochiță cu mânecă lungă, căreia o să-i fac o căptușeală și o să pot să o port toamna sau primăvara cu o gecuță, cu un dres, ar fi super. Și am început tot de sus, după cum vă spuneam, și o să continui cu mânecile, partea din față. Între mânecă și partea din față vedeți că încerc să-i fac niște împletituri aici. Este un pic totuși transparentă. Eu am făcut partea cu elastic cu andrele numărul 1, mai mici, iar partea de jos o fac cu andrele 2-25, dacă nu mă înșel. Deci văd cam cum este puțină diferență între... De obicei, părțile elastice la haine, să știți întotdeauna că le faceți cu andrele mai mici și după aia continuați cu andrele mai mari. Cam asta a fost pentru ziua de astăzi, ce am vrut eu să vă arăt pentru luna asta. Nu știu dacă o să reușesc să le termin în august, pentru că, după cum ați văzut, sunt destul de ample proiectele mele și o să necesite destul de mult timp, mai ales, uite cum e ăsta care se face cu andrele foarte subțiri, merge, vă dați seama, mult mai greu. Și atunci o să vedem ce ne aduce viitorul. Eu vă doresc o zi bună și vă reamintesc să dați subscribe la canalul meu și like dacă vă plac astfel de videouri. Nu uitați că este păcat să vă irosiți timpul cu activități care nu vă fac plăcere. Ne vedem în următoarele videoclipuri. Pa, 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 pa!